Ideea lui Stângă nu este una nouă. În iarnă, când echipa era la limita retrogradării, bosul de la Fotbal Marin Condescu și-a coborât jucătorii în mina de la Lupoaia pentru a-i trezi la realitate. Acțiunea a rămas fără efect. Pandurii au retrogradat la finele sezonului cu ajutorul jucătorilor care nu au resimțit șocul muncii la adâncime. Să-i ducem la termocentrală, să le dăm un șoc electric. Poate asta ar fi principalul șoc. Sau să-i băgăm într-o mină, la câteva sute de metri într-o mină, să vadă și ei cum se lucrează în mină. Cum a făcut domnul Condescu cu jucătorii de la Pandurii? Când i-a dus exact, nu este o idee. Dar cred că mulți dintre ei n-ar avea curajul să intre acolo. Să intre la câteva sute de metri sub pământ, să vadă cum lucrează oamenii și atunci cine știe, poate le schimbă ceva în gândire. Chiar dacă s-a răzgândit în privința demisiei, Stângă nu poate trece ușor peste meciul de coșmar din Portugalia. Mă așteptam mai mult de la jucătorii cu experiență, jucătorii care au dus greul anul trecut la echipă, dar s-a văzut o lipsă de prospețime, o lipsă de forță la Cucrica, la Umberto. Alții jucători care l-au dezamăgit pe antrenor sunt Iacob Novan, că sau extremele Florea și Apolzan. Cea mai mare enigma lui Stângă rămâne însă evoluția extrem de slabă a croatului Ante Cucrica. Nu pot să-mi explic, nu pot să-mi explic ce se întâmplă cu Ante Cucrica. Este total diferit de jucătorul de anul trecut. Nu știu, de când a rămas soția lui gravidă, parcă este alt jucător. Poate la pasă greutățile familiare, eu știu ce-i mintea lui. Eu sper să devină.